importantă cu ambasadorul Japoniei în România. Care a fost tematica discuțiilor de astăzi? Datorită importanței Jocurilor Olimpice din 2020, am avut această întâlnire în care am discutat despre parteneriatul cu Musashino și cu Matsudo, cele două orașe desemnate de guvernul japonez pentru a găzdui echipa României acolo. Am discutat despre competițiile la care sportivii români vor participa anul acesta în Japonia, campionatele mondiale de handbal, campionatele mondiale de judo, campionatele mondiale pentru tineret la canotaj. Sunt competiții foarte importante. Seminarul șefilor de misiune din luna august, acolo unde șeful de misiune al României la Jocurile Olimpice va fi domnul Florin Mișcă. Și sigur am spus domnului ambasador despre proiectele pe care Comitetul Olimpic Sportiv Român le are, despre cel mai important proiect al nostru, proiectul Samurai 2020, despre șansele pe care România le are la Jocurile Olimpice din țara Soarelui Răsare. Ce am înțeles, totul este în grafic cu organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, condițiile de pregătire sunt excelente în Japonia, sportivii români am înțeles că vor merge acolo să vadă despre ce este vorba, să vadă condițiile de pregătire și chiar să se aclimatizeze puțin. Da, domnul ambasador spunea că în luna august temperatura este foarte, foarte, hai să spunem, neprietenoasă cu condițiile de desfășurare pentru o competiție de asemenea învergură, dar imediat am punctat faptul că aceleași condiții vor fi pentru toată lumea, pentru toți sportivii. Și sigur importanța acestor Jocuri Olimpice pentru care japonezii se pregătesc de acum 10-12 ani. The Romanian athletes can go now to Japan to train before the Olympic Games. We have two cities in which we can train. It's an important thing for both parts. Well, I know that on the Japanese side, Japanese part as well, they are very much excited to receive, to welcome Romanian athletes. And of course, they are wishing very the best of luck for the Romanian team. I was actually in Tokyo a couple of weeks ago and I visited just one of those hosting cities. And that I know they are very much excited myself. Do you think Romania can do a good impression at the Olympic Games in Tokyo? I hope so. I cannot, you know, at this stage, at this moment, for sure. But I know that there are many good athletes and good teams from Romania. So I'm hoping that there will be a good result and good achievements for our Romanian team as well.